faceți încălzirea și eu zic să ne pregătim de sport. Luiza Bucur ne pune în mișcare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! N-ai venit singură? Alexandra și Mara. Exact. Cele două eleve ale mele eminente. Bun, acum arată, e clar, e clar. Ce facem astăzi? Ce ne propui? Astăzi vreau să subțiem coapsele. Da. Mm-hmm. Pentru că toate doamnele și domnișoarele vor picioare tonifiate, fără celulită, dar subțiri. Da. Corect. Și de multe ori mergi la sală, faci sport, până nu mai poți și observ că nu este ce trebuie. Corect. Greșim. Greșim câteodată. Foarte multe semigenoflexiuni, fandări, mers pe bicicletă, alergare, mers pe munte, mai îngroașă coapsele dacă nu ține minte de câteva trucuri. Și anume, de câte ori lucrăm forță, mă refer mai ales la partea anterioară a coapselor, lucrăm și întinderi foarte multe, exerciții pe lanțul muscular lung, exact cum sunt balerinele la bară. Da. Da? Cu piciorul întins și cu exercițiile de elongație, neapărat stretching. Mm-hmm. Hai să vedem, să încercăm. Haide, v-am pregătit un set de 5 exerciții magice. Într-o lună de zile, pe centimetru măsura circumferința coapsei, cel puțin un centimetru și jumătate, doi. Wow. Da? Bun. Ne așezăm pe saltea. Sunt foarte, foarte simple și eficiente, cum spuneam. Îndoim picioarele la 90 de grade, astfel încât să nu văd genunchii. Și ridicăm paralel genunchiul sus și jos. Sus și jos. Doi. Ok? 30 de repetări cu coapsele paralele, cum spuneam. Lucrăm partea exterioară a coapsei, vrem să scăpăm de aripioare, da? Pentru că aici e problema mare. Și acum, sus, întind și revin. Și jos. Și sus, și jos. Sunt grele? Așa nu par. Privite, nu, chiar nu. Sunt foarte ușoare, sunt eficiente, se execută în serii cu număr foarte mare de repetări. Ce înseamnă foarte mare? Începem așa, cu 20, da? Și progresiv 30, 50, ajungem într-un final la 3 serii a câte 50 de repetări. După cât timp? Okay? După cât timp, putem? Depinde cât de constant este un antrenament. Cel de-al 3 serii a câte 50, adică 150, nu? Da, da. Bun. Partea internă a coapsei. Sus și revin. Sus, revin. După cum am spus, lucrez pe lungime. Merg pe lungime la toate exercițiile astea. Bun? Între seriile astea faci pauză? Dacă ești începător, poți face pauză. Dacă nu, te poți uita frumos la un film. Și le faci așa continuu? Și le faci frumos, da. Sunt grele? Știi cât de ușor e? Da. Nu știu, că eu am okay. O durere. Cel de-al patrulea exercițiu. Uite ce frumos. Genunchi ușor îndoit, sus, întins și revin. Și sus, și jos. Sus. Mare, 20 de repetări. Dar știi cât de ușoare sunt și eficiente, da. Bune pentru femei. Bine, da, da. Femeile vor coapsele subțiri și lungi. Sunt și o formă de stretching, cumva? Da. Se întinde musculatura, o lucrezi și o întind frumos. Ultimul exercițiu pe care îl propun. Apropiem și depărtăm. Și sus. Una. La aici trebuie și un pic de echilibru. Aici lucrează un pic și abdomenul, da. Clar. Fără dar și poate, dar și partea internă a coapselor. Și eu l-am lucrat. Cât de important să vizualizezi locul în care ar trebui să lucreze? Foarte important. Păi ne focusăm. Poziția în care ne așezăm trebuie să fie foarte corectă și lucrăm exercițiile fix focusate pe zonele vizate. Ne concentrăm să iasă totul bine. Uh-huh. Deci cam astea ar fi exercițiile pe care cele 5, de câte ori pe săptămână ar trebui să lucrăm? Cel puțin de 3 ori pe săptămână. Uh-huh. Se pot executa și zilnic. Sunt pe lungime, nu sunt de masă musculară, nu obosește musculatura. Le combinăm și cu exerciții pentru alte grupe musculare? Le putem combina și clar cu exerciții pentru alte grupe musculare, adică le includem în programe de antrenament, dar le putem combina cu ce spuneam la început, cu genoflexiuni, cu fandări, cu bicicletă. Exercițiile care lucrează și partea anterioară a coapsei. Scopul meu este să subțiez pe interior, exterior, să lungesc. Mulțumim tare mult! Da. Scumpul, am luat o hotărâre, da. Trebuie să ți-o spun. Gata, m-am decis. Deci eu când văd că toată lumea face sport, mă apuc de sport.